Domnilor și mai ales doamnelor, se prefigurează un weekend plăcut pâmprisma, cum zicea tata Pui Ordănescu, pâmprisma rezultatului de aseară. Meci mare în Supercupa României, CFR cu Steaua la Ploiești, să trăiești, au plimbat ei mingea 90 de minute, n-au mai fost prelungiri, direct penaltiuri. Și acolo s-a văzut puterea minții soacrei. Așa a stat, precum un bosorcan, cum zicea, ca un vrăjitor a stat, a vrăjit, a amăgit, a făcut magie. Și Steaua arată vreo două penaltiuri și strigă acolo, apăr Arnautski. Nu-i zice Arlauskis, Balticului, îi zice Arnautski. Așadar, după meci, vișinată bere, cichișor, îmbrățișări, pupături, somn de voie și astăzi mâncare la discreție. Cel puțin a promis. Ceva tocăniță de ciuperci, că de, îi vineri. Cu pătrunjel. Am avut la frigider, la congelator, în zona mai precisă a congelatorului, niște gălbiori și am zis, hai să-i scoatem, că deja par urzicile, deja par, să facem ceva. Îți fac orice, a bătut CFR-ul. Că pe calea și zice, dubli, fă ceva cu soacreta. Când se uită ea la meci și își pune ea mintea, degeaba zic eu rugăciune. Degeaba dau eu cu degetul pe mătării, că ăștia nu joacă nimic. Intră diavolul, intră satana. Acum să vedem că începe partea a doua a campionatului. Acolo meciuri, acolo încleșteri. Să sperăm că ceva o să iasă. Deși și acolo sunt interese mari ca în politică. Chiar acum am văzut că Calkin, băiatul care a jucat în singura casă, nu mai e singura casă. Nu, iubita sa i-a făcut un băiețel, deci nu e mai singura casă. Singurul care a rămas acasă este fostul ministru Vlad Voiculescu. El a rămas cam singur acasă. După ce se bătea Dan Barna, insipidul, incolor, inodorul, un fel de Iohannis, dar, no, mă rog, în fine, cu accent. Când l-au vorbit așa în termen, nu pot. Deci, deși cu două, trei zile, Dan Barna, diamantul, nu-l lăsa din brațe pe Voiculescu și Cioloș, cum să-l lăsăm pe Vlăduțe, Ianos, dar chiar dacă nu-i din Pericei, știe să pună ceapă și așa mai departe, acum Vlăduțe a rămas singur acasă. Fii bărbat, că în politică ai mers, dar n-o mers. Continuă. Voluntariatul, chestiile, ONG-urile, știi tu mai bine. Au făcut omul și greșel, că era la început, dar au fost dispus. Da? După aia când au intrat în caracatița banii lor, acolo unde e mijlocul intereselor, opoziție și putere, unde sunt banii noștri, de fapt, pe care ăștia îi sifonează în buzunarele lor, omul a deranjat. El a vrut să transparentizeze tot ce înseamnă contract acolo pentru spitale în sănătate, să transparentizeze, nu-i bine. Așa e și cana mea din această dimineață, transparentă cu cafea bună, primită pe buymeacoffee.com/nicubendea de la bunii mei prieteni din satul mare, că nu numai din America primesc și din diaspora, din Ardeal. Florin, pupă pe Anca, mulțumesc, buymeacoffee.com/nicubendea. Da, domnilor, Andreea Moldovan, fosta secretară de stat, secretara lui Voiculescu, s-a întors la Brașov. La spital, unde a lucrat până atunci, angajații au primit-o cu flori. La poartă au primit-o cu flori. Vă așteptăm cu drag și cu popa în prag. Nu, au așteptat-o cu flori. Țineți minte cum a plecat din București? Cu flegme. Au scuipat-o activistele. Puțoaicele alea activiste au scuipat-o. La Brașov a fost primită cu flori. Vedeți? Cum vii un pic spre vest, cum pleci din capitală și treci munții și vii spre vest, flegmele se transformă în flori. Nu, că n-am nimic cu, da. Hai să stăm strâm, dar să judecăm cât putem de drept. Avem și noi gunoaiele noastre și în partea de vest. Și dacă n-avem suficiente, mai primim 200 de tone de deșeuri, de gunoaie au fost descoperite într-un sat din Oradea, aduse din Italia. Pe vremuri așteptam din Italia, știți, imediat după Revoluție, așteptam din Italia să vină cu ajutoare, cu gumă de mestecat, cu Adidas second hand, cu colă, cu așa. Acum vin ajutoarele, aduc gunoaie. Vă dați seama câte mii de tone de gunoaie nedeclarate au fost aduse de pântată Europa în România, că noi fiind grădina Maicii Domnului, acolo unde răsare o floare, acolo unde răsare un arbust, un copac frumos, un braț viguros, se poate să fie și o bălărie, se poate să fie și un
gunoi. Mă, dar luați măsuri, faceți ceva, că nu se poate. Chiar tot am ajuns pubela Europei. Pă la Constanța, pe acolo găsesc fel de fel de deșeuri, care mai de care mai radioactive. În zonele limitrofe Bucureștiului la fel. Bine, ce ne facem, mă? Am devenit ghehena de gunoi a Europei? No, las-o încolo. Las-o încolo. N-avem plastic de buletin, dar avem fel de fel de gunoi și de... Nu se poate. Atâta murdărie, atâta nesimțire. Hai să fim un pic mai atenți. Un pic mai atenți. Da. Păi cum? Nu se poate așa să-i lăsăm pe toate gunoaiele și... Doamna Șoșoacă, fără nicio legătură cu știrea cu gunoaiele, doamna Șoșoacă e cam evitată acum în comisia de juridice de la Parlament. Ci că ieri membrii comisiei juridice s-au închis în sala de ședințe, s-au încuiat efectiv cu cheia, numai și numai să nu dea doamna Șoșoacă peste ei. Frică mare, că doamna Șoșoacă nu se lasă. Doamna Șoșoacă atunci când își pune ceva în cap, ia două telefoane în mâini, își pune GoPro în frunte și tot transmite live. Tot ce îi se întâmplă și tot ce face ea să îi se întâmple. Mai nou, doamna Șoșoacă, ce a zis doamna Șoșoacă? Zice, îmi iau permis portarmă, ce nu se mai poate. Mi-au zdrobit piciorul, îmi iau permis portarmă. Luăm o gură de cafea până trece zgomotul. O gură de cafea până trece zgomotul. De pe buymeacoffee.com/nicubendea mulțumesc. Deci doamna Șoșoacă dorește să-și ia permis portarmă. Acum stau eu și mă gândesc. Totuși, cea mai periculoasă armă pe care o poate deține e la purtător. Limbuța ei. Limba doamnei Șoșoacă depășește orice mitralieră, orice dronă, orice super, orice avion, orice... Deci limba dânsei, limba cea frumos vorbitoare și de invective scuipătoare, e cea mai mare armă pe care o poate poseda doamna Șoșoacă. Așa că să nu mai facă școală, să nu mai dea de permis de portarmă, are arma la purtător. Bineînțeles, ce poate dânsa să facă cu limba, nu... La UPU! Știți ce înseamnă UPU, Târgu Neamț? P-ul de la ce vine? De la porno. Unitate de porno urgențe. Până 1, 2 aprilie, noaptea, s-au blocat calculatoarele din tot UPU, Târgu Neamț. De ce? Cineva, deși nu, îi bănui, dar încă nu se spune, în două săptămâni numai cercetări s-au făcut, cineva a accesat un calculator din incinta spitalului și s-a uitat la niște filme de astea pentru adulți, niște pornacheuri, și la un pic de Bruce Lee. Bataiui! La bataie s-a uitat. Pentru care, drept pentru care, toate calculatoarele din UPU Târgu Neamț s-au blocat timp de 12 ore. Cum înțeleg, mă, că e stres, că e așa. Mai te uiți la un porno Chagall, sau cum îl chema pe pictorul ăla. Bă, da, da, de ce să te uiți în timpul serviciului într-un spital, la urgențe, de ce să te uiți la Bruce Lee? Ce-au gândit ăștia? Bă, dacă mă uit la Bruce Lee, poate învăț eu cum să dau un COVID, cum să... să-l distrug. Românie, Românie, ce ți-aș face ție? buymeacoffee.com/nicubendea, cafea. Trebuie să lucrăm puternic de săptămâna viitoare, schimbări majore aici pe canal. Deja ați văzut și pe Facebook, am pus niște teasere, niște alea de miercurea viitoare, din 21 aprilie, cam seara, să va lansa un podcast. Da, aici pe canal, împreună cu prietenul și mult mai tânărul decât mine, Vlad Roșu, lansăm un podcast. Că toată lumea face podcasturi, noi de ce n-am face? Da, da, de ăla, de stai la microfoane și vorbești, ba singur, ba cu un invitat, râzi mai... Câteodată râd, câteodată plâng, câteodată... Da, la microfoane, va fi un podcast cu denumirea V-am zis. Eu tot timpul v-am zis, tot timpul v-am zis și voi, ați zis și voi, în comentarii. V-am zis, deci de miercuri 21 aprilie, pe canalul ăsta, cum să zic, rubrică nouă. Va dura, bineînțeles, podcastul ăsta, către o oră. Așa că puteți să-l ascultați în căști, când faceți curățenie, când faceți cumpărături, când sunteți la volan mai puțin, da?
vom mai discuta noi și în zilele care urmează. Am pus deoparte și săptămâna asta, să mai înseninează puțin, să fim alături unii de alții. Vă aștept în comentarii. Toate cele bune și servus!